O familie din satul Fântânele, comuna Andrieșeni, județul Iași, va avea o sursă de hrană sigură din primăvara acestui an. Aceasta după ce mănăstirea Hadâmbu le-a oferit miercuri 26 ianuarie 2022 un animal domestic din specia bovinelor. Darul a ajuns la familia Danu în jurul prânzului, când cei patru copii se întorceau de la școală. Situația grea în care se află această modestă familie din Fântânele a fost semnalată de către profesorul pentru învățământ primar Ilie Urmă de la școala Gheorghe Ciobanu, Andrieșeni. Îi dai drumul în oradă, murdăresc tăție. Hai, du-te, Matea, jos acolo. Hai, lasă. Joiana, Sorica, sau... Da, bine. Da, uite, pune un zampiaș. Așa, uite, vezi? Așa, așa. La gât, vezi și stă. Da, așa. Asta vrea, vrea băbi frumos pe ea, nu... Nu? Vezi și blânduțe? Uite. Uite. Toți patru. Păreți, toți patru să meargă de aici. Să dragul. Dacă sigur. Dumneavoastră ne promiteți... Să vadă din amenii, nu? Exact, ca să vadă și ei mănăstirea. Nu, ține-ncoace! După ce fată, o mulgeți curând, iarăși. Șeful ieri, fermierul să fie, nu? Astfel, prin grija părintelui stareț Nicodim Gheorghiță, bovina a fost cumpărată de la o familie din satul Bivolare, județul Iași. Ideea mea este că și-a dorit foarte mult să aibă o văcuță. Ne-am străduit, cu mare bucurie am venit să-i ajutăm, să-i sprijinim, fiindcă se vede lucru că este o familie necăjită, nevoiașă. Dar sunt, observ, copilași foarte cuminței, care umblă și la școală și ne-am adus mare bucurie astăzi, zic eu. Se vede pe chipurile lor și a părinților lor și mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să fac și această faptă, să spun, care le este de folos. Le este de folos, fiindcă și-au dorit foarte mult și iată că Dumnezeu i-a împlinit ceea ce și-au dorit acești copilași. Care părinte, mamă sau tată nu s-ar bucura că nu-ți văd copiii fericiți? Și dacă ei sunt necăjiți, normal că au o mare bucurie, că nu știu dacă au mai avut până acum văcuță, dar și-au dorit-o foarte mult și mulțumesc lui Dumnezeu, dar și lui Domnul Învățător Ilie, prin intermediul dumnealui am cunoscut această familie care și-au dorit foarte mult și ne-am străduit să venim cât de repede, să ajungem să le aducem această bucurie și acestor copilași minunați. Bucuria membrilor familiei Danu nu a putut fi descrisă în cuvinte. Cu toții au mulțumit pentru gestul măreț al părintelui stareț Nicodim, care le va asigura o parte din hrana necesară traiului de zi cu zi. Mi-am dorit. Dar de ce? Mi-am dorit ca să iau o vacă. Dar ce face vaca? De lapte. Și din lapte ce faci? Brânză. Și mai ce? Smântână. Mai mult. Da. Bun să mergă Dumnezeu și la bine și la rău. Mulțumim de părintele care au fost din Adâmpul. Așa, mulțumim. Da, am auzit, cu Doamne ajută. Și mulțumim lui părintele și, cum spun, domnul Ilie, din partea lui, cu Doamne ajută, la acasă. Da. Ce pe... Bazilic. Eu îmi doream... Cu prilejul acestei vizite, mănăstirea Hadâmbu a dăruit familiei Danu alimente și dulciuri, iar în perioada următoare, cei patru copii vor primi câte o pereche de încălțăminte și articole de îmbrăcăminte. Amintim că mănăstirea Hadâmbu desfășoară pe lângă numeroase lucrări la ansamblul monahal din Dealul Mare, apreciate de către pelerini închinători, o frumoasă activitate filantropică. Multe persoane nevoiașe primesc alimente și alte daruri în numele Maicii Domnului și spre slava
lui Dumnezeu. Prin aceste acțiuni, Mănăstirea Hadâmbu își dorește să-i sensibilizeze pe toți cei ce au inimă mare să nu fie indiferenți, ci să săvârșească fapta de milostenie după a lor putință acolo unde este nevoie.